fixa filtrulder, terminat cu el. Top de eșapament. Acolo rămăsesem data trecută. I-a arătat ceva de genul. Ce-a mai rămas de mie. Ceea ce îmi trebuie de la toba aceasta e țeava asta de aici. Toată partea aceasta de unde se prinde de motor. Acum să vă arăt ce toba am găsit. De fapt găsisem două. Nu ar fi aceasta. Dar e de la un scooter, nici nu prea mă încântă să facă gălăgie mare. Și una care totuși e ceva mai frumoasă ar fi să fie aceasta. Decât că nu se potrivește cu ceea ce e aici. Și va trebui să iau să pur și simplu să-i tai tot ce e aici și să o modific, să pot să o montez. Toba lui original l-am găsit-o la magazin, trebuia să dea comandă, model mai nou, dar costă 65 de euro și venea cam pe săptămâna viitoare. Deci, am zis să văd dacă găsesc altceva și într-adevăr am găsit la un băiat. Am găsit toba de eșapament, tobele de eșapament și acum să mă apuc să le combin. Pe astea două să fac una și să vedem și ce gălăgie face. Ce fel de gălăgie ar fi să facă. Alergia asta rolă tot. Așa sau așa? Sau așa? În jos trebuie să fie. Cum ai găsit de tot spoilie? Vedem ce dracu iese. Tu ce vrei, mă, băiatule? Nu vrei să colaborezi? Primul șurub, primul... Diametrul ăsta de aici cu ăsta de aici? Cam nu prea se potrivesc. Îl cam strânge. Ăsta de aici e destul de mare ca diametru, dar ăsta e mai mic. Oricum, va trebui să o iau, să o tai pe asta de tot. Flexul de aici, la ras. Și să o sudez pe aia la altă, înăuntru, dar răsucită. Vedem cum fac asta. Thank you.
Cam asta ar fi să fie piesele. Asta vine aici așa. Sudat. Iar asta vine aici sudat. Am zis că înregistrează, dar nu a înregistrat. Ceea ce am făcut, l-am sudat direct acolo. Pentru că nu fiind un unghi de 90 de grade. Vine acolo aproape de 90 de grade, pentru că toba trebuie să stea puțin mai departe de motor, pe partea de jos. I-am dat două afturi de sudură aici, aici. Și acum o să o sudez de acolo, să dau zgura jos și după aceea să văd cu siguranță că o sudez la perfecție. Și după aceea, dacă o fi să fie ultima oară, o să polizez puțin din ea ca să arate bine. Pentru că sudura care o să dau eu acum o să arate puțin cam ca dreapta. Mai ales aici în gaura aia, pe lateral. Nu se mișcă absolut deloc. Mă gândeam să vibreze, mă gândeam să facă, dar asta să vedem dacă ține în sudură aici. Când să lucrez. Bă, nu știu dacă pot să-l pornesc. În orice urmăr, el în viteză nu este. Deci, ar fi să fie să pot să-l pornesc. Dar ca accelerație nu am. Am cablu de la întâia cablu.
Bun, hai, pot să mă joc cu el. Să-i dau o pornire. Vedem dacă pornește. Încă una completată. Mai am mult de lucru la el. Dar ca să pot să-l pun în funcțiune, va trebui să-i pun cablurile. Să-i schimb roțile pentru că deja au venit. Cauciucuri, camera de aer, 140 de euro m-a costat amândouă. Mâine o să-i pun și ulei la filtrul de aer. O să-i completez la motor pentru că nu e de ajuns. E acolo aproape de minim, dar ar putea să meargă fără niciun fel de probleme. Schimbătorul are ulei acolo. E plin ochi. Și la freză la fel, e până în dop. Deci, în legătură cu schimbul de ulei, deocamdată nu o să le fac, o să rămân așa. Și după prima utilizare a lui, o să-l schimb. După aceea, bineînțeles, o să și-l vopsesc, o să-l și aranjez puțin, o să-i dau un aspect mai frumos. Așa pare fier vechi. E aproape fier vechi, dar sunt bune. Sunt unelte bune care au muncit 40 de ani, 45 de ani și încă parcă e în floarea tinereții. Dacă îl aranjez puțin, nici nu zici că are 40 de ani. Oricum, mai e mult de lucru la el, se pun protecția la freză acolo, deci sunt mici detalii care totuși face mult ca să fie un lucru aranjat bine. De exemplu, ghidonul de acolo așa nici măcar nu se mișcă atunci când o fie să fie să-l vopsesc, va trebui să le fac înainte să-l vopsesc, va trebui să-i controlez și frânele, pentru că el normal are frâne, astfel încât să-l întorci mai ușor. Tragi frâna de stânga ca el să se ducă în stânga sau de dreapta să se ducă în dreapta să se întoarcă către dreapta. Deci El e făcut bine ca unealtă, dar nu a fost întreținut atâta tot. Și de aceea a ajuns în stadiul în care este, pentru că fiecare lucru când se rupe trebuie schimbat și atâta tot. Nu stai la discuții.
În fine, toba de eșapament aia este, deocamdată n-am bani pentru ea, filtrul de aer normal și normal ar trebui schimbat pentru că și asta trage praf. Deci sunt multe care nu funcționează la ele. Bineînțeles, sunt lucrurile acele vechi, acestea noi, de acum sunt și mai bine făcute, să zicem așa. S-au gândit la defectele care erau înainte. Bun, cam atât pentru moment. Eu o să închid pentru că e deja târziu. Ne vom auzi pe data viitoare. Până atunci, vă urez spor la treabă și toate cele bune. La revedere!